Mă sui în ea repede dacă... Ne vedem că dă cu spatele. Ia uite. Ia vezi că dă cu spatele. Da, dă cu spatele, dă cu spatele, o ia, o ia. Trebuie să se dea jos, trebuie să se dea jos, trebuie să se dea jos. A, ok. Știu. Salut, bă, demoni. Aaaa, tu nu au, mă. Ia. Ce dracu, ești și tu, ești nebun cu capul. Păi frate, dar asta e rolul de mecanic. Să iau mașinile neparcate. Dacă noi ți-am vorbit frumos, ți-am vorbit cu alea. Ce? Șefule, dar parchează mașina. Vrei, ai ieșit în pușcărie, vrei? Vrei, dar ce face șeful? Ia, vrei, tu ai ieșit în pușcărie? A, bă, și-a avut și mașina. N-ai mâncat-o școalitele, lasă-ne, că și-așa de-aia eram supărat, că nu știam ce facem, ce alea. Bă, mi-a căzut mașina, bă. Hai, frate, parcări laterală. Domn mecanic! Ce-ai făcut, domn mecanic? Ce-ai făcut, bre, dă-te jos că l-ai flăcit pe ăsta! Bă, rămâi pe loc, bă! Criminalule, dă-te jos, te rog eu! Dar ce-a făcut, mă? Mi-ai distrus mașina! Stai așa, chiar poliția! Domnul polițist! Da, domn! E normal ca acel mecanic să-mi lovească mașina, domne! Gata, bre, vezi că ți-am dat. Domnul e normal, ce? Păi haideți acolo puțin, nu uitați, domnul. Păi stai pe loc, am chemat poliția, rămâi pe loc. Ce, domn? Uite, domnul Bebe Mois, poate domnul, domnul sunt martor de aici că mi-ai lovit mașina. Da? Și ai dat cu rampa în ea. Bună ziua. Bun, șefule. Da, și ieri a venit un coleg de-al lui și a vrut să ne calce pe toți. Domnul cu... domn mecanic, ce-ți vă dat? Da, că mi-a cerut 1000, domnule. Vreau să fac o poză. Stați așa să parchez mașina. Bă, dă-te mă jos, mă, bă! Este om în mașină. Te sui, mă, în mașină, nebunule. Ce să le faci? Pe bune, să mor eu. Dă-i mașină. Dar pe tu ești sufletul spectacolului, aia ești. Domnul Bebe, spate poți aici. Poftim, domnul polițist. Nu aveți voi sparcați aici, domnule. Domne, eu, păi stați așa că nu știți, eu sunt omul care alimentează magazinul. Normal că trebuie să parchez cât mai aproape, că trebuie să chiar mai afană. Păi și aveți și dumneavoastră special să încărcați din omul. Băi, mecanic, da, altă treabă tu n-ai? O întrebare am, dumneavoastră alimentați magazinul cu mașina asta? Păi n-am alta, dacă n-am alta, ce să fac? Da, dar și cam măcar aici. Uitați unde sunt liniile alea să le puneți. Păi da. Păi acolo e aici... pentru, acolo e pentru clienți, domnul, îmi pare rău. Mă rog, băieții mei, dacă nu-ți dau, dacă sparg gura în tine. Ia-o, domnul. Dacă nu-ți dau, dă spart. Băi, 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 vreau să fac băi, dacă nu, dacă nu, acolo, haideți că alimentez magazinul. Hai să moră băieții mei, dacă nu te tăi, dacă domnul polițist, mai bine să plecăm, că n-am cu cine vorbim. Bă! Domnul Bebe Mois, spate poză. Aolo, domnii polițiști! Domnii polițiști! Domnii polițiști, veniți repede, urgență, domnul polițiști! În magazin, domnul polițist a fost lovit de mecanic. A fost lovit de mecanic. L-am găsit aici, leșinat. Să sun la smurt. Da, ți vă la o parte, nu mai sunați voi la smurt. E aleșinat, e urgență, mă. Da, da! Domnul smurt, ăsta, domnul mecanic, și l-ați bătut, domnul mecanic? Hai să-l batem șefule. Cine a bătut șefule? Tu! Nu bastu pe nimeni, stai calm. Păi da, domnul, când am intrat acolo mi-a zis domnul, aolo, m-a lovit mecanicul. Șefule, eu vreau să-ți iau mașina și să mă duc să... Păi să-mi iei mașina, nu mai bine iei pasta. Bine! Mă duc mai de aici. Uite-mă, bă! Așa mă, iai mașina! Bă, am treabă cu mașina, bă, cum să iei mașina, bă! Ia mașina, colegul, ia mașina, hai! Dă-te de aici, eu l-am împins! Da, bă, nu mai scoate, nu mai scoate, nu mai scoate! Da, că nu te las, nu te las, mă rog! Bă, ce facem ăsta? Ia stai mașina, ce faci mă aici? Nu, scoate, nu mai scoate! Vreau să-mi ia mașina, mă, ia mă, ia mașina, mă! Ei, domnul ia, ia un gură, ia, bebe. Hai, încercați să ieșiți pe aici. De astea, naturale. Păi eu nu vreau să scot de aici, lasă-o să o ia dacă. Ia-o, domn mecanic. Ia-o, belinia aia, toți de aici. Place când ai fost aici. Dar și aici să aude bipul ăla. Domnul, pot să mut camionul ăsta mai față, să vă ajut să ieși, să
Ia mută, te rog. E încuiat. Mută, domnul, da, mașina, să ies de aici, am blocat aici, nu vă e rușine de mecanici. Nu, dar asta fie serios așa, păi îți lași mașina așa. Păi, dar bă, a venit domnul polițist și mi-o permis ca să alimentez magazinul și vii tu să-mi iei mașina? Nu, stai să... Hai să ieșim de aici și mergem în spate unde trebuie să o arunc și o arunc eu jos. Dar te arunc și pe tine după aia. Haide, trage-o de aici să deblochezi, deblochează-mă să plec. Alo, mă. Uitați, domnul polițist, nu mă deblochează, domnul polițist. Sunt palet aici. Dar nici dumneavoastră, domnule, v-aș ruga chiar dacă sunteți... Păi gata, o mut acum, domnul, o mut, dar nu mă lasă. Gata, domnul, se rezolvă. Lasă-mă pe domnul în pace să... că... După te calcă, gata, domnule, tot e bine. Bă, bre, dar ce-s cu șalvarea aia prin picioare la tine? Tot e bine, dar nu știu unde să o pun, domnul, unde să o parchez, domnul. Bă, nu mai țipa, bă! Bine. Ei. Adică vreau să... Uitați acolo locul de parcare. Ce s-a întâmplat? Poftim? Ai avut mașina acolo. Ce s-a întâmplat de ai avut mașina acolo? Alimenta magazinul, domnul. Care mai fă din magazin? Aici, că nu ți-am dat acolo. Nu știam ce se întâmplă de azi. Da, nu e nicio problemă. Nebebe, mă auzi? Da, păi și unde s-o parchez, mă, și eu acum, domnul? Unde s-o parchez și eu mașina? Uitați acolo, uitați acolo. Uitați aici la locul ăsta. Păi da, domnul, dar să car marfa tocmai de acolo până aici. Vă ajutăm și noi. Vă mai ajută și băieții ăștia. Mă ajută pe deacu, mă ajută. Mai mult te încurc. Mai mult că încurcăm. Haideți, domnule, vă rog frumos, o reliberați zona, vă reparcați frumos ma. Acolo. Uitați, domnul mecanic, ce-mi face, domnul. Vedeți ce-mi face mecanicul, domnul. Eliberați zona, toți. De ciudă, bre, de la ciudă. La bebe, poți să vin cu dumneavoastră? Nu, nu poți. Eliberați zona. Băi, mecanic, hai să facem o liniuță dacă ești mecher, vină cu a. Ce-i, tati? Da, domnul bebe, spune-mi. De, stai, tati, să fac. Hai să facem liniuță, da? Dar hai după vamă, ca să aici ne blochează, hai după vamă. Tati, trebuie să fac liniuță cu băiatul ăsta, da? Nu știu dacă mă auziți, băieți, nu știu dacă mă auziți, dar o să vreau să-l izbesc. Hai mai față. Aici. Lasă-l un pic. Care-i intrat în mine, mă, bă? Care-i dobitoc a intrat în mine, mă? N-am vrut. Mă urmărește pe mine. Serios, mă, mă zici că-ți dă pignata și-l pune pe mine. Hai, băi, dă-i startul. Hai, 3, 2, 1 și... Dă-te, mă, câtul tot de pe autostradă, mă. Mamă, dar merge și ăla, băieți. Da, pe... Aici la rung, băiți, aici la rung, fiar din. Mamă, nu am apucat. Am vrut să-l arunc acolo, în curbă, dar n-am apucat, de aici lovesc. Au, scuze, domn mecanic. Oh, v-ați lovit, domn mecanic, îmi pare rău. Gata, mă, l-am făcut, băieți. Ești până. Nu, Denis. Bă, dar tu nu poți să stai un pic să te mai uiți, înainte mai stăteai și tu, te mai uitai și tu. Denis. Bă, ce-ai?
Nu pot să mai filmez de tine, nu pot să mai fac nimic aici. Du-o încolo de treabă. Te dau fără una, două. Mă lângă rogamele. Unde găsești și o parcare tată? Domnul Bebe, bă, n-am vrut să intru, dar era cineva pe mine aici și bă, m-am mișcat, da. Asta e puțin, vrei să te rog, magie de lui. Bă, ia-l corect. Ia-l pe mine, mi-e corect. Stai să parchezi și undeva mașina. Dar ce-i aici? Ce vrei, domn polițist, ce vrei? Dar ce-i aici? Ce se întâmplă aici? Ce vrei, băganea, m***, poliție? Păi parca... Ce-ți bagi, domnule polițist? Îmi bag, poliție, na. Da? Aici e parcare dublă. Aici e parcare, ce vrei? Nu e parcare, bre, nu te-și parchezi parcare, mașina. Bă, e parcare, parcare aici. Nu vezi că au parcat toți aici, ce vrei? Că e parcare, treabă, băi. Bă, au parcat toți aici, că ai venit tu. Bă, băieți, e parcare aici? Da! Nu e, bă, nu e. Nu e, domnule, nu e. Împușcați-l pe ăsta care zice că nu. Bă, nu e. Nu e parcare. Te duci, o parchezi acolo. Bă, nu. Facem o poză, facem și noi o poză. Neabebe, nici așa, Neabebe, unde... Gândește-te, mă mai cunoști? Frate, Neabebe. Facem o poză. A fost... Stați un pic, Neabebe, mă se... Ia uite pe ăsta. Să te dai jos în mașină pentru că tu ai de lucrat. Facem și noi o poză, facem o poză. Wow! Facem o poză. Mulțumesc mult. Domnul polițist, acum am parcat bine? Da, e bine parcat acolo. Mersi. Ați parcat bine, domnule, o parcat bine. Unde e bine parcat? Păi e parcat, bă. Lăsați-l, lăsați-l. Păi voi, stai un pic. Voi parcați, lăsați-l parcat. Voi parcați două mașini într-un loc de parcare? Gen într-un singur loc? Păi sunt două miștoși și în spate una de căcat. Ce tu, mă? Exact ăla-i. Ochelarist, am problemă cu creierii, domnul. Ai probleme cu creierii, asta e probleme și... Unea bebe. Ce cucuros, bă. Păstrați liniștea. Aici am paletă, ăla benzinării, stă mă. Așa, ochelarist, cine m-a făcut ochelarist? Ceau. Nu te pula mea, nu mă mai sună. Îmi cer scuze, domnule, am probleme cu creierii, vă rog să-mi iertați. Vă rog să-mi iertați. Uite, bebe, dar... Asta nu-i fratele tău, geam? Nu știu, dar dați-vă așa ca și un pic de treabă. Ia uite, ce să... Că am nevoie de apă, pe să mă... Lăsați-mă în pace, puii mei, veniți toți ca e puii. Restul, nu că îți vezi treaba ta. Ești un civil. Deranjează-te acolo, erați vreo 5. Amendați-mă. Nu te amendezi. Ok. Deocamdată. Și încă. De pup. Mhm. Restul, aveți treabă cu domnul? Asta acolo. Am luat pizza și apă. Bun, după aia pleacă tu. Ai treabă cu cu domnul îmbrăcat în scafandru, în da, ochelari, da. Au voie polițiștii să fumeze? Da. Suntem și noi oameni, nu suntem numai. Domnule bebe. Bă, lăsați-mă în pace. Lăsați-o în pace. Lăsați-o. Lăsați-o. Opa, a scăpat o pizza și cine o primă. Tu? Ai greșit. Păi am spus lăsați-l. Trebuia să spui magazin, ce vrei? Nea bebe. Ei, dar ce e aici magazin? Bă, dă-o lapte și ouă gratis, dați-mi și mie. Ferbec. Lapte n-avem, dar avem din ăsta. Uite, domnule bebe, ia uite aici, pentru poliția română. Nu te arătă-i lui. Ia. Vin și-o să-i arătăm. Hai să-i arătăm. Hai să-i arătăm. Cum vei replăcat aici, l-ați nebunit? Dom. Ia uite. Dar tu e singurul bă, care le nebunești. Uite domnul ăsta cu ochelarii mov așa. Îl tot agresează oamenii. Mă agresează lumea, mă împinge, mă ciupește. Pe dumneavoastră, domnul? Da. Câteți pe cele mai multe mâini, domnul. Vă rog frumos să părăziți zona. Mă, uite că sunt pe aici, uite. Mai clar, stai. În loc să părăsească mai mulți. Cum vă cheamă, domnul? Cum vă cheamă? Bebiță e numele meu. Domnul infractor Knox, director spital. Aș fi nevoie de anestezie, cine îmi face? Nu, bă, dar ce v-ați adunat aici, mă, trăiva familia să vă trăiască? Am zis că l-agresează pe domnul, nu se dau bomboane. Bă, care mă ciupești, mă? Care vrei, mă, o bomboane? Așa să-ți pasca. Bă, liniște, mă! Domnul Bebiță. Să mergem până în spital, să vedem ceva. Ce aveți? Ați dori?
Ce-i? Nu, domnul Bebiță. Toți, toți, loc public. Bă, necalcul ăsta. Parcheze aici. Aoleu, domnilor. Domnul Bebiță, vreți să mergem până la spital să facem un control sau am văzut doar ceva, aveți probleme? Aveți și asistente acolo? Nu spune așa, nu spune așa. Dacă e de asistente, mă și eu. Băgăm și. Hai că dacă îi mă angajez eu repede la smurt și mergem, hai. Haideți atunci, ce auziți? Uite, au, pentru că da, domnul, dar nu puteam să găsim pe toată lumea. Da, păi și ce, domnișoara, e toată lumea? Păi nu, dar să vedem dacă e capabilă, dacă e abilități, dacă... Păi testează pe mine, mă las experiment. Ama, aia le bua! Aha, înțeles. Da, da. Haideți, mergem. Chemați salvare. Chem salvare? Da, da. Stați că chem eu salvarea, stați așa. Stai că chem eu de pe căscuță, nu mai faceți apel, îi chem eu de pe căscuță. Dobele, ia uitați. Păi, de aia noastră. Vrei, înainte să plec, vreau să zic... Mamă, ce-mi faceți, mă, aici, mă? Colegii? Îți dau pedală. Bă, nu-l mai pipăiți, mă. Ia, uite, mă, sunt și eu la smurt și nu răspunde, mă. Înainte să plec, vreau Smurdo, să zic ceva. Salvarea! Fă-te bine, brei, fă-te bine. Vede cu mașina mea în mine, să mă duc mă orice. Am nevoie de o anestezie. Vede cu asta. Bravo. Vede cu mașina mine, bă. Hai, vină-mi cu acasă, să dau eu un pum. Hai. Stă-te în jos. Nu o depăște. Hai, vină-mi cu acasă, vină-mi cu acasă. Nu vrem o să... Banii din con. Este scăvăci. Ah, e pericol aici. 249 de mii am, bă, băieți. E pericol aici, bă. Stau bine cu banii. Stau bine. Domnul unde e domnul care era director la spital? Aici, aici, aici sunt, domnul, aici sunt. Domn director, nu răspunde smurdu, nu răspund colegii dumneavoastră. Sunt în concediu. Nu, domnul, stați un pic, deci... Acum sunt o grămadă de apeluri și colegii mei sunt pe drum. Înțelegeți? Și cam toți sunt ocupați. Păi stați așa, domnul, nu e corect. Spuneți că n-angajați pe nu știu cine, pe nimeni. Păi cum așa dacă nu răspunde nimeni? Înțelegeți? Ia uite mă, nu pot să mă cer cu directorul că se bagă ăștia în față. Dați-vă mă! Dați-vă mă de aici. Deci domnul director, aveți nevoie de câte mai multe persoane acolo. În momentul în care sună cineva la smurt, doi să fie pe apel. Da, la smurt nu cred, dar trebuie să fie atâtea întrebări și de asta. Ar fi corect să nu, să angajează pe tot. Dar ce-s mă atâția oameni aici? Așa zic și eu, domn director. Cred că ar trebui să mai... Nu știu de ce să fie, cred că este domnul director. Dar cine era înaintea dumneavoastră director? Domnul Laris. E prietenul meu cel mai bun, nu știu dacă știți. Parcă era tatăl. Știu, nu știți de dumneavoastră. Mă bucur. Și de bine, dar și de rău. Păi asta zic. A zis și de rău acolo ceva. Știu. Ce are? Domnul Alb, dați-mi un autograf, vă rog. Nu are. Ce autograf? Cine domnul să vă dea? Eu? Nu, ăsta nu am. Ăsta roz. Ce-ai, mă? Da, voi să faci, dacă nu te-ai plictisit de gătit? Băi. Nu mai e pe băi. Mor într-o zi. Și cred că mai am un weekend ăsta și mă duc. Mamă, ia uzea cum îi face. Îi sună creierul. Îi sună creierul. Da, da, pădeamă acum pe creierul. E oara de stingere, domnul. S-a blocat creierul. Bă, ce să zic, eu mă duc, am niște treabă. Domn director, îmi pare rău, dar nu răspunde mie. Dar mă, că voiam să merg la smultare, voiam să mă pun pe pat. Și domnișoara de acolo, da, tot să facă, răspunde, să mai, facă experimente mai, pe mine, să mă înțepe, să mă tragă, să ne hau, 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 hau. Nu prea țineți la viața dumneavoastră, domnule. Îți chiar ține greu. Domnul, de viață, domnule, o viață avem. Cum sunt pe mai am weekendul ăsta? Care așa îmi dădeam corpul, cum îi zice, în scopul științelor medicinale. Black market. Ale naturii, domnule. Black market. Științele naturii. Black market. Aoleu, am plecat, vă doresc o zi minunată, la fel ca și voi, faceți-mi și mie loc să fug, 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 fug. Auzi, bebe? Zidi din mers, așa că fug, nu mă opresc. Nu, că plec de tot, bre, nu plec niciunde, adică nu mă duc până dincolo, plec de tot, ok? De asta nu... Vă salut. Tataie! Ce faci, mă? Nimic. Ce ochi ai? Bă! Da, zi. Cine mai e șef acolo la voi la Puentes, mă?
Nu. Mă auzi? Facem contact? Cineva? Bă, contactul mai e acolo? Mă auzi? Sau nu era contactul la voi? Domnul, mă auzi? Hai că am plecat că nu știți. Da, băi, scam, ăsta a fost episodul de astăzi, a fost o nebunie aici. Am încercat să filmez mai mult, dar sunt și răcit, e și gălăgie cu băieții, mă urmăresc băieții, mă alea. Ne auzim mâine la un nou episod. Și vreau să dau drumul la o serie din asta mai spectaculoasă așa, dar nu prea am cu cine, uite, cu poliția, cu alea, cu... Da, vedem ce se întâmplă, vă pup. Au.